Ursul Brun, lecție dedicată elevilor din clasa 5-a. Ursul Brun este un animal specific ecosistemelor terestre naturale în pădurile de conifere. Este un animal omnivor cu dinți de carnivor. Fiind omnivori, urșii bruni sunt atrași de zonele cu acces facil la surse de hrană din zonele populate de oameni, în special acolo unde există un management defectuos sau unde animalele rămân fără hrană din cauza supraexploatării intensive a resurselor naturale. Urșii tineri se hrănesc mai mult cu hrană vegetală, muguri de conifere, ghindă, șir, iar urșii bătrâni se hrănesc mai mult cu hrană animală, ouă, păsări sau pește. Ursul este un animal puternic, are un corp de până la 2,5 metri lungime, o înălțime la greabăn de până la 1,5 metri și o greutate de 600 de kilograme. Ursul brun poate trăi până la 30 de ani în natură și până în 50 de ani în captivitate. În funcție de anotimp și vârstă, blana ursului variază de la cafeniu curat, cafeniu galben sau cafeniu rușcat până aproape la negru. Puii și urșii tineri poartă de obicei un guler alb îngust în jurul gâtului. În România, ursul brun este răspândit în munții Carpați, fiind cel mai prielnic adăpost din Europa. Fiind un animal puternic, poate parcurge chiar și 150 de kilometri într-o singură zi și se bazează pe auz și miros. Este capabil să detecteze sunete foarte fine între 16 și 20 de herți și ne poate auzi și de la 300 de metri. Mirosul este arma de bază a ursului. Nasul îl ajută să-și găsească parteneri, să evite oamenii sau alți urși, să găsească mâncare sau să-și caute puii. Mirosul ursului este de 2000 de ori mai fin decât al omului. În ciuda aspectului său greoi, ursul are o viteză de reacție surprinzătoare, atingând o viteză de 50 de km pe oră. Cu labele sale masive, ursul își poate săpa bârlogul în pământul tare sau înghețat. Masculul se numește urs, iar femeia ursoaică. Urșii bruni trăiesc solitar, dar spre deosebire de râși și lupi, nu sunt teritoriali. De regulă, urșii se împerechează cu mai mulți parteneri. Puii rămân chiar și până la 4 ani alături de mamă, iar o nouă împerechere are loc abia după plecarea acestora. În timpul iernii, fără hrană proaspătă vegetală, urșii intră în somnul de iarnă, retrăgându-se în bârlog. Se trezesc uneori pentru a se hrăni cu hrana depozitată în bârlog, iar în ianuarie-februarie femeia naște între 1 și 5 pui. Comportamentul general în zone cu animale de pradă. Faceți zgomote. Respectați arealul animalelor, nu deranjați. Rămâneți pe poteci. Nu lăsați în urmă alimente sau gunoaie. Țineți câinii în lesă. În cazul în care vă întâlniți cu un urs, rămâneți calmi, nu fugiți, ci mergeți încet cu spatele. Dacă ursul se apropie, adoptați o postură de apărare. Întindeți-vă pe burtă și rămâneți nemișcat. Vă mulțumesc pentru atenție!